Salut! Astăzi vom discuta despre substantiv. Și orele trecute am discutat despre el, am identificat ce reprezintă ca definiție, ce clasificare are, care sunt categoriile gramaticale și am aflat de gen și număr și, desigur, am învățat și articolul, care poate să fie hotărât sau nehotărât. Astăzi vom învăța ceva nou despre substantiv și anume că poate să aibă funcții sintactice. O primă funcție sintactică este chiar subiectul și spunem despre subiect că reprezintă partea principală de propoziție care arată cine sau ce face acțiunea.